ID cards. Bună ziua! Mulțumim că v-ați făcut timp pentru această întâlnire. Înțeleg că toată lumea are scaun, are loc, de aceea nu o să vă reținem foarte mult. Eu mă bucur să ajung la Ministerul Agriculturii și Ecologiei, dar haideți că eu încă trebuie să rețin numele exacte ale instituțiilor, dar nu asta cred că contează. Contează oamenii care lucrează în aceste instituții și contează ce facem noi pentru cetățeni. Sectorul dumneavoastră, sectoarele de care sunteți responsabile sunt foarte importante, dar sunt și multe probleme și cred că ceea ce ne dorim noi cel mai mult este ca să creăm condiții astfel încât fermierii noștri să poată să devină competitivi și să poată să vândă producția la export, da, și aici în țară, dar știm că Republica Moldova are o piață mică, respectiv putem să creștem și putem să ne dezvoltăm dacă devenim competitivi pe piața regională, pe piața internațională. Evident că avem niște oportunități enorme în contextul acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, dar trebuie să ne propunem să folosim și mai bine aceste oportunități, să încercăm să creștem cotele pentru anumite produse acolo unde noi putem produce mai mult și unde ar trebui să exportăm mai mult. O să ne propunem să creăm oportunități de export și în alte țări, ca să extindem, ca să diversificăm piețele. Știm că agricultorii noștri, în special în ultimii ani, s-au confruntat cu probleme enorme pe anumite piețe monopolizate. Nu o să dăm aici detalii, știm cu toții despre ce este vorba. Asta probabil este una dintre primele noastre sarcini, împreună cu Consiliul Concurenței, dar și dumneavoastră aici și colegii din alte instituții, să ne asigurăm că toate piețele se deschid. Acum este timpul cerealelor vine și trebuie să ne preocupe acest subiect, astfel încât toți cei care cresc grâne să poată să le vândă la prețuri bune, să nu se lase furați de către intermediari care au monopolizat piața. Vorbim și de nuci și nu doar. Avem sarcini imediate și avem sarcini pe termen mediu și lung. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem și la nivelul învățământului agricol. Ne dorim foarte mult să investim și să facem mai multe cercetare în agricultură, pentru că doar așa putem să devenim competitivi și dumneavoastră știți că am trăit o dramă, pentru că sectorul de cercetare în toate domeniile, dar în special agricultură, a fost nimicit din cauza ignoranței, dar poate nu doar. Deci sunt tare multe lucruri de făcut, inclusiv pe domeniul protecției mediului și aveți tot angajamentul meu personal și al colegilor mei să facem o prioritate din aceste domenii, astfel încât toți cei care lucrează în acest domeniu să poată să-și câștige o bucată de pâine, să poată să creeze locuri de muncă pentru alți oameni. Eu îmi doresc foarte mult ca noi să ajungem foarte curând în situația în care în fiecare raion să existe cel puțin 2-3 întreprinderi de prelucrare a produselor agricole, astfel încât, pe de o parte, fermierii să aibă unde să-și vândă produsele și, pe de altă parte, oamenii din localitățile din aceste raioane să poată să se angajeze. Noi ne dorim ca oamenii noștri să rămână acasă, să lucreze, să nu fie nevoiți să plece la munci în Rusia sau în Italia sau în altă parte. Deci, eu cred că împreună putem să reușim să facem lucruri care să producă rezultate imediat. Noi, la rândul nostru, vă promitem o atitudine corectă în raport cu funcționarii publici. Noi vă promitem că nu se vor mai repeta lucruri care s-au întâmplat în trecut, atunci când oamenii erau angajați sau promovați în funcții altfel decât pe bază de meritocrație, atunci când calitatea de membru de partid era mai importantă decât profesionalismul, atunci când cumetrismul, nănășismul și așa mai departe erau criterii de selectare și de avansare în funcție. Noi vrem să facem lucrurile corect
Și vă rugăm și pe dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să faceți lucrurile corect. Pentru că doar atunci când cu toții vom adopta aceste atitudini, doar atunci lucrurile se vor schimba pentru noi toți în societate. Eu sunt încântată să pot să vin astăzi aici să o prezint pe doamna ministru Georgeta Mincu. Nu știu dacă ați observat, dar în guvernul nostru avem femei, aproape avem egalitate de gen și să știți că am făcut acest lucru nu doar pentru că ne-am propus să asigurăm egalitate de gen. Acest lucru s-a întâmplat natural pentru că există foarte multe femei cu potențial în Republica Moldova care merită să ajungă în funcții de răspundere, nu doar pentru a respecta aceste reguli de egalitate de gen, dar pentru că au potențial, pentru că au demonstrat, pentru că au experiență și pentru că sunt disponibile să muncească mult, să învețe. O asemenea persoană este Georgeta Mincu, doamna ministru, care a lucrat în mai multe domenii, dar are experiență de lucru și în domeniul acestui minister, care a lucrat cu tot felul de parteneri internaționali și respectiv va fi o sursă de inspirație, dar și un avocat al agriculturii în relațiile partenerii internaționali ca să putem să atragem și investiții străine directe, dar și asistență pentru ca să ajutăm sectorul. Eu îmi doresc, de exemplu, să avem în fiecare raion o echipă de oameni care să acorde asistență tuturor celor care vor să facă afaceri, ca să poată orice fermier începător sau nu doar începător să vină și să se sfătuie ce fel de soiuri să crească ca să poată să exporte în Uniunea Europeană, care sunt modalitățile sau care sunt cele la care se poate de aplicat cu un proiect sau altul. Deci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple repede ca să relansăm domeniul și ca să putem să asigurăm creșterea economică. Eu o cunosc pe Georgeta de ceva timp, știu că este un om deschis, știu că își respectă colegii în colectivele în care lucrează și cred că asta este foarte important și vreau să sper că și dumneavoastră o să o respectați și o să o ajutați, în special la prima etapă, pentru că noi cu toții avem de învățat, mai ales atunci când venim într-o funcție nouă, într-un colectiv nou și vreau să cred că o să reușiți să faceți echipă bună, că o să reușiți să îi convingeți și pe colegii dumneavoastră din alte instituții că agricultura este importantă, că mediul trebuie protejat astăzi și pentru noi, dar și pentru copiii noștri, că am putea să discutăm mult și bine aici despre riscurile enorme ale schimbărilor climatice, dar cred că cu toții conștientizăm cât de mari sunt costurile și pentru viitorul imediat, dar mai ales pentru perioada care urmează. Eu vreau să vă urez succes, o să rog pe doamna ministru să vă adreseze și ea câteva cuvinte de salut și vreau să vă spun că suntem întotdeauna disponibili să discutăm, să vă ascultăm. Știu că necesitățile sectorului sunt mari, nu zic că o să găsim bani imediat pentru toate aceste probleme, dar o să facem tot ce ne stă în puteri ca să eliminăm toate schemele de corupție, iar din banii economisiți să putem să-i realocăm pentru proiecte în interesul cetățenilor. Doamna ministru. Stimați colegi, bună ziua, stimați secretar de stat, șef de direcții, consultanți, parteneri de dezvoltare, ONG-uri, sunt alături de voi în calitate de ministru să continuăm activitatea ministerului și a instituțiilor subordonate acestuia. Știm că avem un minister care are cele mai multe angajamente de implementat din cadrul acordului de asociere. Practic 60% din toate angajamentele sunt pe umerii acestui minister. Împreună trebuie să eficientizăm toate procesele, în special procesele administrative și cele de afaceri, să ușurăm viața antreprenorilor, cum am menționat doamna prim-ministru, și a celor care protejează mediul înconjurător, să facem viața la sate mult mai ușoară și cu mult mai multe servicii,
pentru a vedea pe toți fericiți acasă lângă copii, părinți și bunicii lor. Vreau să vă spun că fiecare dintre voi aveți ușa deschisă pentru a împărtăși cu mine personal problemele și soluțiile pe care le avem pentru facilitarea comerțului exterior, pentru dezvoltarea educației agricole, pentru parteneriate publice-private, pentru soluționarea problemelor de mediu la nivel local, pentru că avem o legislație bună, dar implementarea ei lasă de dorit. Cu eforturi comune trebuie să reușim în cel mai scurt timp să aducem Republica Moldova pe piața Uniunii Europene cu mai multe produse de origine animală, nu numai mierea, să promovăm și să dezvoltăm o agricultură conservativă și ecologică și să punem accent pe soluții optime și lucrative pentru protecția solului, apei și mediului înconjurător. Vin să împărtășesc cu dumneavoastră experiență europeană în domeniul promovării comerțului cu produse agricole, în domeniul dezvoltării învățământului agricol, inclusiv cercetare. Am participat ca membru al Comitetului Național în cadrul Fondului Global de Mediu și am acumulat timp de 2 ani experiență și problematica ce ține de mediul înconjurător și poate la mulți stă un semn de întrebare pe acest portofoliu care este mai puțin menționat în CV-ul meu, dar am avut și aici o experiență. Abia aștept să ne cunoaștem reciproc, să ne valorificăm potențialul, pentru că fiecare dintre noi are un potențial nevalorificat și vă sunt deschisă pentru colaborare. Regulile care au fost menționate și indicatorii de performanță vor fi puse în capul mesei. Toți avem surori, frați, rude peste hotare. Vă rugăm să încurajați să-și facă planuri de reîntoarcere acasă, să încercăm împreună să implementăm practici europene acasă și să transpunem acele standarde de viață și standarde de calitate europene în Republica Moldova. Mulțumesc! Vă mulțumim frumos! Dacă aveți întrebări aici acum, noi avem câteva minute să discutăm, înainte ca eu să fug la Ministerul Sănătății, pentru că astăzi trebuie să reușesc la toate ministerele. Dar dacă vă intimidează prezența presei sau, mă rog, aveți întrebări acum, suntem oricând gata să revenim și eu și doamna ministru să fie lângă dumneavoastră și suntem gata să vorbim foarte deschis despre toate problemele, indiferent dacă ele țin de motivarea dumneavoastră, de condițiile de lucru ale dumneavoastră mijlocite aici sau de a colegilor dumneavoastră de la nivel local, despre proiecte pe care vreți să le promovăm. Suntem deschiși pentru toate aceste discuții și cu cât mai sinceră discuția între noi de la bun început, cu atât mai mari șansele ca să reușim. Încă o dată vă zic, noi am venit nu pentru că, mă rog, ne-am dorit să doar să acceptăm o provocare profesională. Este o provocare enormă pentru noi și este și o onoare foarte mare. Dar, în primul rând, am venit aici ca să încercăm să schimbăm lucrurile spre bine. Și asta înseamnă nu doar pentru noi, asta înseamnă pentru dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră, în primul rând. De modul în care o să apreciem situația și o să depunem noi efort și dedicație, depinde cum o să arate Republica Moldova în viitor. Sper eu în viitorul apropiat. Vă mulțumesc tare mult! O zi bună! Doamna ministru, rămâne, cred că noi vă urăm succes! Eu știu că, mulțumesc mult, credeam că pentru doamna ministru trebuie să fie.